Ieri seară, în jurul orei 20, liniștea din cartierul Ramadan a fost tulburată din cauza unui accident rutier. Un tânăr de 20 de ani din municipiu, care nu a adaptat viteza la condițiile de drum, s-a răsturnat cu mașina în fostul poligon auto. La fața locului au ajuns imediat echipaje de ambulanță, pompieri și poliție. Domnul, dați-vă într-o parte! La locul accidentului s-au strâns zeci de persoane care încercau să afle ce s-a întâmplat, însă panica s-a instalat rapid pentru că aerul devenise aproape irespirabil din cauza mirosului puternic de benzină. Pentru a nu se întâmpla și un alt eveniment, pompierii au delimitat zona și au început să ude mașina cu apă și spumă. Din fericire, tânărul de 20 de ani a reușit să iasă la timp din mașină din accident, rezultând doar pagube materiale. În urma evenimentului rutier, din fericire, nu au rezultat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale. Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul a fost zero. De asemenea, tânărul a fost sancționat cu suma de 630 lei pentru neadaptarea vitezei. În urma faptei sale, tânărul este bun de plată. Pe lângă reparația autoturismului, acesta mai are de achitat și amenda contravențională pentru neadaptarea vitezei la condițiile de drum.